Constantin Brâncuș. Ce fericiți trebuie să fie acei tineri care, după ce și-au onorat așteptările, pornesc la drum să uimească lumea. Ce binecuvântare și ce lan nebun trebuie să ai când visele o iau înainte realității și te simți în stare să fugi după ele și să le prinzi. Sau ce minune trebuie să fie când, dorind să vorbești în șoapta sinelui, să amuțească lumea ascultându-te. Asta presupune și har, să fii uns cu talent. Ei bine, habar n-am cum este să fiu unul dintre aleșii lui Dumnezeu, dar îmi place la nebunie să mă bucur de toate reușitele oamenilor care ne-au promovat țara și ne-au dat o formă de renume ca noi să ne mândrim că suntem conaționaliștilor. Motiv pentru care încerc să intru în intimitatea vieții lor ca să pot să înțeleg măsura artei lor. Unul dintre personajele pe care le admir este Constantin Brâncuș, considerat unul dintre pionierii de marcă ai artei moderne, unii numindu-l părintele sculpturii moderne, este artistul care a adus numele Gorjului și implicit al României cu sine și le-a promovat pe tot mapamondul. Născut în 1876 în satul Hobița, județul Gorj, a fost cel de-al cincelea copil al lui Nicolae și al Mariei Brâncuș, o familie de țărani obișnuiți. La 17 ani, pe când era băiat de prăvălie, a construit o delicată vioară din scândurile unei lăzi de portocale. După ce a terminat școala de meserii, a plecat la Viena și a lucrat într-un atelier de tâmplărie. S-a întors după un an în țară, a început să sculpteze și să-și vândă lucrările ca să poată să-și plătească studiile la Școala Națională de Arte Frumoase din capitală. După câțiva ani, Brâncuș a plecat pe jos spre Paris ca să urmeze cursurile lui Antonie Mercer, profesor la Școala de Arte din capitala Franței. Captivat de operele lui Rodin, Brâncuș a sculptat în lemn, în piatră și în metal, fiind acceptat de către el ca ucenic în atelierele lui. Dar Brâncuș a refuzat să lucreze cu el, rostind o frază celebră: la umbra marilor copaci nu crește nimic, și a plecat încercând să-și descopere propria identitate în artă. El reinventează forma poziționată în toate planurile percepției vizuale, scăldată de lumina care s-o pună în valoare. Sunt imbecili cei care spun despre lucrările mele că ar fi abstracte. Ceea ce numesc ei abstract este cel mai pur realism, deoarece realitatea nu este reprezentată de forma exterioară, ci de ideea din spatele ei, de esența lucrurilor, spunea Brâncuș. Dar subiectul de astăzi nu este Brâncuș artistul, ci omul ascuns după barba netunsă, lăsată să crească în modul cel mai rebel cu putință, iubitor al filozofiei lui Platon și care a aprofundat principiile filozofiei orientale, mare iubitor de muzică, artă și literatură. Avea succes la femei și nu greșesc atunci când afirm că nu se știe încă dacă iubea mai mult femeia decât îl iubeau femeile pe el. Multora dintre iubirile sale pasagere le-a furat chipul și fiorul, transformându-le în delicate statui. Multe i-au încălzit așternuturile, dar el nu avea inimă decât pentru arta sa, căreia îi dăruia totul, pentru că ele n-au primit niciodată ceva în schimb. Brâncuș a iubit femeia și prea puțin femeile pasagere prin gara sufletului său. În 1922, un jurnalist de la revista Vanity Fair scria: o masă gătită de Brâncuș este un eveniment special și plin de spectacol. Sunt invitați trei prieteni, iar maestrul gătește pentru ei la focul sobei construită chiar de el în atelier. Unul dintre oaspeți este o femeie și el așează masa chiar în fața ei. Cu gesturi galante, aranjează tacâmurile, farfuriile și pune un vas cu flori, care amestecă fabulos nuanțe. E un mare consumator de vinuri, poartă saboți din piele, pantalon de culoarea pământului, o cămașă verde pădure și așează pe masă fripturi care pot fi măsurate în metri. În tinerețe, prin atelierul său, au trecut multe pariziene frumoase, elegante, bogate, iubitoare și colecționare de artă modernă. Dar nu toate s-au transformat în iubiri. Prima dintre ele este Margarit Pongai, cea imortalizată în Domnișoara Pongai, care prezintă povestea sculptată a domnișoarei cu chip suav, ușor aplecat, cu mâinile delicate, împreunate, care ascunde o dragoste care a durat vreme de 26 de ani. Artistul a cunoscut-o pe pictoriță de naționalitate maghiară în 1909 și căreia i-a cerut să pozeze pentru un bust. Am pozat pentru el de mai multe ori. De fiecare dată începea și termina un nou bust. Fiecare era frumos, minunat de real. Eu îl rugam să păstreze ca variantă finală,
dar el izbucnea mereu în râs și arunca bustul înapoi în lada cu lut din colțul atelierului. Spre marea mea dezamăgire, când și-a contemplat prima dată chipul în marmură, cioplită, aceasta a spus: am realizat că eram chiar eu, deși capul n-avea niciuna dintre trăsăturile mele, era tot numai ochi, însă privind înspre Brâncuș, am observat că mă privea pe furiș, în timp ce vorbea cu prietenii mei. I-am făcut o enormă plăcere să constate că am reușit să mă recunosc. Margarit a fost căutată și redescoperită în 19 lucrări intitulate Domnișoara Pongai, pe care le-a realizat vreme de 20 de ani. La șirul lung al iubitelor sale s-a adăugat Elian Lane, o frumoasă americancă de origine irlandeză, care se refugiase în Europa ca să uite o logodnă ruptă recent. Ca multe alte tinere, și era fascinată de personalitatea lui Brâncuș, însă Elian era plină de prejudecăți și rigidă în modul ei simplist în care percepea lumea, motiv pentru care nu l-a înțeles pe artist și nici invitația lui, care avea scopul să-i aline suferințele și rănile sufletești. De ce nu vii cu mine în România? Asta îți va schimba ideile. Nu trebuie să-ți faci probleme de ce vor zice oamenii. Te voi prezenta drept fiica mea. Tânăra era mai mică decât el cu vreo 20 de ani. A acceptat invitația de a vizita România, dar n-a înțeles faptul că Brâncuș nu avusese niciodată intenția să o ia de nevastă, motiv pentru care a rupt relația și s-a întors în America, unde s-a măritat. O altă femeie a fost Agnes. L-a promovat pe artist, aducându-i în atelier mulți colecționari importanți. Se spune că nu doar Agnes i-a încălzit patul artistului pentru o scurtă perioadă, ci și Florence, una dintre cele trei fiice a lui Agnes, care venise la Paris încercând să se lanseze ca dansatoare. Dacă relația cu mama sa a fost una de scurtă durată, artistul a considerat că Florence era pe placul său, motiv pentru care relația lor, incredibilă, a durat 16 ani. Se spune că lucrarea Miracle a fost inspirată de Florence Mayer. În mod cert, fiecare femeie credea că este unică, dar niciuna n-a înțeles că toate aveau o singură rivală de temut, Arda. Poate că nu toate au suferit atunci când s-au despărțit de artist și poate nici Brâncuș n-au oftat după toate, dar câteva au reușit să-și graveze numele în sufletul și memoria lui. Singura femeie căreia i-a permis să se apropie de sufletul lui a fost pictorița Sonia Trec. Ea l-a convins să-și redacteze testamentul prin care să clarifice cine va trebui să aibă grijă de operele sale de artă și de atelier. În însemnările ei s-au găsit referiri la întâlnirile dintre Brâncuș și o misterioasă femeie numită Vrăjitoarea. Aceasta era pianista Vera More, pe care artistul a cunoscut-o la unul dintre concertele susținute de ea. Aceasta era o neozelandeză evreică născută într-o familie de muzicieni. Povestea lor a durat 4 ani și a dat naștere unei pasiuni puternice, dintre care a rezultat nașterea unui băiat, John, unicul copil pe care l-a avut Brâncuș, cu toate că nu l-a recunoscut niciodată. Artistul îi povestise Soniei ce putere extraordinară exercitase Vera asupra lui, încât după sfârșitul relației lor n-a mai fost atras de nimeni altcineva, nici fizic, nici psihic. La o întâlnire de câteva ore din studioul lui Brâncuș, el mi-a povestit că după Vera n-a mai existat nimeni în viața lui, n-a mai atins nicio femeie. De bunăvoie și nesilit de nimeni, el a devenit ascet. Această transformare a fost remarcată de toți, însă nimeni n-a pus-o în legătură cu Vera. Dar Brâncuș probabil încerca să mângâie vanitatea femeii care îi stătea alături la bătrânețe, pentru că este știut faptul că după Vera au mai existat cel puțin alte două femei, Maria Tănase în 1938 și Peggy. Peggy era moștenitoarea unei averi fabuloase după tată, un negustor evreu bogat care decedase în timpul naufragiului vasului Titanic. Când a venit la Paris, avea 20 de ani și își dorea cât mai multe aventuri amoroase cu artiști la modă. Peggy investea în arta modernă, care se vindea la prețuri mici. Într-o zi, i-a dat buzna în atelierul lui Brâncuș și a cerut să cumpere o versiune a păsării în văzduh, pentru care artistul a cerut $4,000, dar Peggy și-a propus să-l seducă și să obțină un preț mai mic. Artistul îi spunea Peghita, iar ea îl caracteriza numindu-l un amestec de țăran viclean și Dumnezeu adevărat. În bibliografiile sale, Peggy nota: Brâncuș obișnuia să se îmbrace frumos și să mă scoată în oraș atunci când nu-mi gătea. Avea un complex al persecuției și întotdeauna era obsedat că oamenii îl spionează. Mă iubea foarte mult. În 1940, când a început războiul, Peggy s-a întors în America.
Înainte de plecare, i-a plătit $4,000 pentru lucrarea Pasărea în văzduh. El mi-a adus pasărea la mașină, cu lacrimile curgându-i pe obraj. Nu știu dacă plângea pentru că nu voia să se mai despartă de sculptura lui sau pentru că nu mă va mai vedea niciodată. Artistul a avut iubite celebre și în țară. El a cunoscut-o pe celebra pianistă Cela de la Vrancea, fica lui Barbu de la Vrancea, în 1922, în atelierul lui. După Cela de la Vrancea a urmat Maria Tănase, care s-a aruncat cu pasiune într-o relație care mistuia atunci când nu era bulversată de gelozii, certuri, scene de furie, urmate de altele de iubire. Multe lucruri îi uneau și tot la fel de multe îi despărțeau. Ea avea 25 de ani, iar el împlinise vârsta de 62 de ani. El era excesiv și posesiv, iar ea era un spirit liber și nestăpânit. Maria îi amintea de tinerețea lui, două temperamente vulcanice, oltenii amândoi, artiști desăvârșiți, dragostea lor a avut forță mistuitoare. Când te ascult cum le zici, Mărie, aș fi în stare să dălțuiesc pentru fiecare cântec de-al nostru câte o pasăre măiastră. Maria Tănase avea succes fulminant, mai ales după ce-i cântase lui Roosevelt, președintele american de atunci, piesa Ține Leano cu Roosevelt. Când l-a părăsit, Brâncu spunea cu ironie, nu e o cântăreață, ba ce o bocitoare. Locul ei, predestinat, se află la mormântări și la ospede. Să încerce să cânte la opera cea mare din Paris sau la opera din București. Notează Petre Pandrea și continuă. Maria Tănase l-a plâns cu lacrimi fierbinți și bocete adevărate. După câteva luni de durere, s-a dus la arhitectul Octav Doicescu și l-a implorat să-i facă planurile pentru o școală de muzică folclorică din Târgu Jiu. Dorea să se așeze acolo pentru ultimii ani ai vieții sale, agitate, și să crească generații noi de cântăreți. Este imposibil de știut care dintre toate aceste femei a fost dragostea vieții sale sau pe care dintre ele a iubit-o cel mai mult. Eu cred că fiecare a fost muza lui la un anumit moment dat, care astăzi bucură sufletele iubitorilor de artă peste arcul timpului. Și dincolo de imperfecțiunea naturii umane, el a fost ce este unul dintre cei mai mari artiști moderniști ai lumii și a fost român. Dacă ți-a plăcut videoul meu, abonează-te!